Bine ai venit la cea de-a șasea zi a studiului despre trezire și evangelizare. Sper că deja ai înțeles esența a ceea ce este în inima lui Dumnezeu și că El ți-a renoit inima, ți-a trezit-o și restaurat-o, astfel încât să ai o inimă care câștigă oameni pentru Hristos. Azi vom vorbi despre metoda evangelizării. Mulți mă întreabă pentru că sunt evangelist. Care e metoda ta? Care e strategia ta? Strategia mea e simplă. roagă -te. Și câștigă oameni pentru Hristos. Nu e dificil, poate părea prea simplu, dar știți ce am descoperit? Am găsit în Biblie că aceasta era și strategia lui Isus. Când Isus le-a spus ucenicilor în Luca 24 să meargă să predice Evanghelia la toate popoarele, în toată lumea și să o predice această veste bună, le-a zis apoi să aștepte în Ierusalim până când vor primi putere de sus. Și asta a făcut Biserica în Fapte 1 se rugau. În fapte 2, Petru predică și 3000 vin la Hristos. În fapte 3, Petru și Ioan merg la rugăciune. Văd un om care cerea de pomană și spun, în numele lui Sus, ridică-te și umblă, iar ologul este vindecat. În fapte 4, ei se roagă, apoi vestesc cu îndrăzneală cuvântul Domnului. Fapte 13, îi găsim pe apostol la rugăciune și din acea întâlnire se naște o mare mișcare misionară. Găsim această strategie. S-a rugat, apoi au proclamat. S-a rugat, apoi a proclamat. Foarte simplu. Totuși, de ce oare rugăciunea este strategia? Ce este ea? Când înțelegem ce este rugăciunea și începem să-l căutăm pe Dumnezeu prin rugăciune, ne va ruga așa cum vrea Isus. Și apropo, adeseori ne rugăm așa, o, Doamne, ajută-mă, dă-mi asta și centrul rugăciunii suntem noi. Dar când ne rugăm așa cum ne-a spus Isus, ne centrăm mai întâi pe Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în cerul sfințească-se numele tău. Apoi ne concentrăm asupra altora, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Astfel începem să ne rugăm pentru alții ca împărăția lui să vină în inimile lor, ca voia lui să se facă în viața lor. Și începem să ne rugăm pentru oameni. Această rugăciune

devine metoda de evangelizare. Iată ce am descoperit. Nu vei aduce oameni la Hristos dacă nu te-ai rugat pentru ei. Dacă nu i-ai purtat în inimă și n-ai strigat la Dumnezeu pentru ei, atunci de ce le-ai mai vorbit despre Hristos? De ce să mai mergi la ei, să-i ajuți și să le slujești? Vedeți, totul începe în inima noastră când începem să ne rugăm pentru oameni. Am început și dezvoltat mare parte din lucrare și filozofia mea pentru lucrare în România. V-am mai spus despre trezirea care a avut loc în regiunea de nord-vest a României. Un păstor a avut o viziune și a învățat pe oameni să se roage. Trezirea s-a limitat la nord-vestul României, datorită lanțului muntos care o separa de restul României. Oamenii nu aveau mijloace de transport să treacă munții, prin urmare, trezirea a rămas acolo. Frații m-au rugat: Sami, tu ai mașină! Nu vrei să mergi dincolo de munți și să duci acest mesaj al trezirii dincolo de munți? Să duci Evanghelia și acolo? Am spus da! Și împreună cu câțiva frați dintre ei am mers cu mașina dincolo de munți și am ajuns într-o zonă unde bisericile erau mici și pline de slăbiciuni. Iată ce mi-a pus Domnul pe inimă: să le chem la rugăciune. Mai întâi, iar apoi să mă reîntorc și să predic Evanghelia. Și iată ce am făcut. Prima dată când mergeam la aceste biserici din zonă, le predicam și învățam despre rugăciune și chemam pe oameni să se roage. Apoi, după un an, mă întorceam și predicam Evanghelia. Bisericile în anul ce trecuse se rugaseră deja pentru alți oameni, iar când mă reîntorceam, vedeam un seceriș uimitor. De fapt, vedeam aici la fel de mulți oameni întorcându-se la Hristos ca și în bisericile care experimentaseră deja trezirea. Ideea este că ei au început să implementeze strategia lui Dumnezeu. S-au rugat, apoi au proclamat: Dacă va fi să avem o trezire cu impact asupra întregii comunități, ea va începe cu oameni ce se roagă pentru alți oameni. Așadar, tu pe cine ai pe inimă? Și pentru cine te rogi? De ce nu începi tu să faci o listă și să te zilnic pentru cunoscuții tăi care știi că au nevoie de Hristos? Roagă-te ca Domnul să lucreze, iar El va face câteva lucruri. În primul rând, te va împuternici și îți va da curaj. În al doilea rând, le va pregăti inimile. Și în al treilea rând, va trimite Duhul Sfânt să lucreze în viața lor. Așadar, rugăciunea este strategia lui Dumnezeu. Roagă-te pentru oameni.